Sper să, să poată face față fratele Ciprian cu, cu Amos. Uneori are momente când e destul de agitat, când îmi pune rău de tot răbdarea la încercare, dar știți cu toții care ați avut copii că mai sunt și momente din acestea și Domnul ne încearcă și prin ei. Îi mulțumesc Domnului că până acum mi-a dat răbdare și Mă rog lui ca El să-mi dea în continuare răbdare și să vă dea tuturor dintre voi care mai aveți copii mici și mari să puteți să aveți înțelepciune, să îi creșteți în frică, în temere de Dumnezeu și să le oferiți o educație așa cum Dumnezeu ne cere. Salmul 64 se spunea, un psalm în care David, din nou, își arată. Suferința vine cu problemele lui înaintea lui Dumnezeu. De data aceasta, vedem în viața lui David alt fel de suferință, alt fel de încercare și încă din versetul 1 putem înțelege cât de gravă este starea lui David, cât de Dureroasă este această încercare din viața lui. Spune versetul 1, ascultăm glasul Dumnezeule când gem. Atunci când o persoană geme, nu cred că este o încercare așa ușoară. Și acolo este ceva destul de complicat. Și vedem pe David, din nou, într-o situație destul de dificilă. De multe ori, viața noastră, da, putem spune, ca și viața lui David, devine dificilă, devine, se schimbă dintr-o dată. Uneori, fie că este îngăduit de Dumnezeu să trecem prin anumite lucruri, prin anumite încercări, să trecem prin anumite probleme, dar alte ori, vreau să vă spun că alte ori ne o facem noi cu mâna noastră. Și sunt lucruri care apar în viața noastră datorită, fapt datorită, alegerilor noastre, datorită acțiunilor noastre. Atunci când Dumnezeu hotărăște să trecem prin ceva anume, fie că, cum am spus, în, în găduie suferință, fie că în îngăduie probleme financiare sau mai știu eu ce. Sau, ca și în cazul lui Iov, poate să îi îngăduie lui Satan să intervină ca să încerce să ne dărâme. Dar, să știți un lucru, atunci când Dumnezeu îngăde lucrul acesta, El este acolo cu noi. El nu ne va părăsi niciodată. A fost cu David în această situație, cu siguranță că va fi și cu noi. Aș vrea să vă spun câteva lucruri cu privire la felul în care cel rău alege să lupte împotriva noastră. Pentru că da, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci avem de luptat împotriva celui rău și împotriva oștirii lui. Dumnezeu să ne dea biruință fiecăruia în această luptă. Totdeauna, cel rău să știți că ne va ataca în punctele cele mai sensibile, acolo unde suntem noi cei mai slabi. Cred că cu siguranță știm fiecare dintre noi care sunt acele lucruri și Dumnezeu să ne ajute ca la acele lucruri să fim cei cu cât mai mult mai atenți la acele lucruri. Să nu spunem că a, s-a întâmplat acum a nu știu câți ani, Dumnezeu m-a eliberat și nu, nu, mai am probleme niciodată cu lucrurile acelea. Dacă înainte ai avut probleme cu lucrurile acelea, cu siguranță că ce te va ataca acolo în continuare și ne va ataca. David era împărat și a fost atacat aducându-se aducându-se la adresa lui lucruri neadevărate. Ce rău s-a folosit de, practic, cele mai perfecționate arme ale lui, cele mai dureroase, calomnia, vorbirea de rău, minciuna, bârfa, clevetirea. Nu e așa că sunt dureroase atunci când ni se întâmplă nouă? Poate atunci când un frate, să-i să spunem așa, din biserică, Că normal, un frate nu ar trebui să facă lucrurile acestea. Nu ar trebui să facă lucrurile acestea, dar totuși se întâmplă. Nu e așa că este dureros? Vedem și David este atacat, versetul 2. Spune, păzește-mă de uneltirile celor răi. Astfel de oameni sunt numiți de către David, oameni răi. Doamne, ajută-ne să nu fim astfel de oameni. Pare inofensiv, par lucruri parcă par care nu le dăm atât de mult importanță. Dar să știți că sunt lucruri care sunt destul de grave și de care diavolul se folosește pentru a ne inspiti, pentru a ne dărâma, pentru a ajunge să ne facă să greșim. Pe David iarăși mai știa cel rău că mai are anumite slăbiciuni. Vedem ce s-a întâmplat între el și Batșeva. David acolo a fost slab și acolo cel l-a atacat. Dacă ne uităm la Anania și Safira, mândria să arate cine sunt ei, i-a atacat diavolul acolo. Cel rău se folosește de orice pentru a-și atinge scopul. Vedem versetele 3, 4 și 5. Ei își ascult limba ca o sabie, își aruncă vorbele lor amare ca niște săgeți, ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat Trag asupra lui pe neașteptate, fără nici o frică. Ba mai mult, ei se îmbărbătează în răutatea lor. Fără scrupule, fără limite, ce rău caută să-și atingă scopul. Dar slăviți să fie Domnul că avem un Dumnezeu mai puternic decât El și dacă stăm lângă El. Vom ieși mai mult decât biruitori. Vedeți, în dreptul lui David, de data aceasta, de data aceasta, Cerul nu se mai folosește de săbi, de, de armele acestea fizice, ci se folosește de arma cuvintelor, ca să aducă o cară, ca să-l facă să sufere. Și vedem cum David este destul de dărâmat. Zice în versetul 1, a doua parte, o crotește în viața împotriva vrăjmașului de care mă tem. Se temea David de astfel de oameni. Ce poate fi mai dureros decât să fii rănit prin cuvinte? Poate fi la fel de dureros sau mai dureros decât să primești poate o palmă peste obraz sau, nu știu, să treci chiar prin suferință, să ai o boală. Poate durea mai mult faptul că ești vorbit de rău, poate pe nedrept. Versetul 6, vedem cum acești oameni spun, iată negata, planul este făcut. Erau foarte bine puși la punct, erau foarte bine organizați ca să-l facă pe David să cadă pentru totdeauna și să nu se mai poate ridica. Pentru a-și duce la planul la îndeplinire, el cel rău așteaptă, are răbdare și așteaptă să greșim. În calitate de împărat, David, avea toate uneltele la dispoziție să dea o directivă, să scrie o scrisoare și să scrie numele celor care îi făceau viața amară și să le închidă gura pentru totdeauna, să le curme viața sau mai știu eu ce putea David să facă. Dar nu a făcut lucrul acesta. Nu a căzut în plasa celui rău. Ci el, ca în toate situațiile, prin care a trecut, a apelat la Dumnezeu. A mers înaintea lui Dumnezeu pe genunchi și a vărsat Sufletul înaintea lui. A venit cu problema lui înaintea lui Dumnezeu. David nu era un om oarecare, era un om după Inima lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi să fim la fel. Era un om după Inima lui Dumnezeu. Iar un astfel de om, un astfel de om are la îndemână scutul credinței cu care va putea să stingă toate săgețile arzătoare ale celui rău. Efeseni 6 cu 16. Dacă avem credință, putem să stingem toate aceste săgeți arzătoare. Spuneam la început că sunt lupte îngăduite de Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie lui Satan să ne încerce, cum s-a întâmplat în cazul lui Iov și în cazul altor oameni din Scriptură. Dar vreau să vă spun că sunt lupte, cum am spus, care, pe, la care ajungem să luptăm, dar nu am fi trebuit să fim acolo. Să ne ajute Dumnezeu să nu luptăm pe aceste fronturi străine. Cum ajungem să se întâmple astfel de lucruri? Sunt câteva lucruri care, la care trebuie să avem foarte mare grijă. Trebuie să avem grijă mare la umblare. Noi, ca și copiii lui Dumnezeu, nu putem, trebuie să înțelegem că nu putem merge oriunde și oricând. Sper că nu sunt în mijlocul nostru oameni. Și dacă sunt, Dumnezeu să ne ajute să ne schimbăm, care, nu știu, să ne fie rușine când mergem la anumite locuri, să ne uităm în stânga, în dreapta, oare mă vede vreun frate de la biserică? Unde merg eu acum? Nu, ci pașii noștri trebuie să fie tot timpul îndreptați, să fie tot timpul pe cărările pe care Dumnezeu este de acord cu ele. Și aici, când vine vorba de umblare, când vine vorba să mergem undeva, să facem ceva anume, se întâmplă să fim obligați să mergem, să fim obligați să facem ceva. Și dacă refuzăm să suportăm consecințele, vedeți, Iosif slujea slujea în casa lui Potifar și știa care are probleme cu soția lui, că aceasta cumva tot se dădea pe lângă el și căuta să își atingă scopul. Dar el, când a văzut că nu se mai poate, a plecat, a fugit. Știți această întâmplare. Dar a reușit să facă lucrul acesta datorită faptului că a fost într-un loc în care era obligat să fie. Un alt exemplu, prietenii lui Daniel în cuptor. Aceștia au ales să nu se închine și au plătit destul de scump, au ajuns într-un cuptor, dar slăvi să fie Domnul, că nu au fost acolo singuri. Sunt momente când trebuie să mergem, trebuie să facem anumite lucruri și în urma refuzului nostru să nu pățim absolut nimica. Tot la Daniel ne uităm, a ales să nu mănânce la masa împăratului, să nu se imbuibe cu acele mâncăruri alese, ci a cerut să-i se dea verdețuri să mănânce. Cumva separat și nu i s-a întâmplat nimica. Dar poate că fiind noi în locul lui am fi spus că vedeți și robul împăratului s-a temut pentru el și pentru viața lui. Ce are să zică împăratul dacă tu vei face lucrul acesta? Dar Daniel nu s-a temut. A hotărât să nu se spurce și Dumnezeu l-a binecuvântat. Și mai este o situație când putem alege să mergem de capul nostru, în anumite locuri, fără să fim obligați, fără să fim constrânși de situație. Un exemplu negativ îl putem vedea în Geneza, capitolul 34, versetul 1, exemplul lui Dina. Spune, Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Leia, a ieșit să vadă pe fetele țării. Și știm cu toții ce s-a întâmplat. Geneza 34, versetul 2. Ea a fost zărită de Sihem, fiul Hevitului Hamor, domnitorul țării. El a pus mâna pe ea, s-a gulcat cu ea și a necestit-o. Vedeți? A mers într-un loc în care nu avea ce să caute. Nu a trimis-o nimeni acolo. O încercare apărută în viața ei, care putea nici să nu existe. Dacă ar fi fost precaută, dacă ar fi fost vegătoare. Doamne ajută-ne și pe noi să fim atenți la umblarea noastră. Trebuie să fim precauți, să veghem, să spunem și noi ca Pavel, de fiecare dată, cum el a spus în Corinteni, capitolul 11, cu versetul 1, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Trebuie să avem grijă la vorbire la gândurile noastre. Pentru că atunci când vorbim, putem vorbi cu alți oameni, putem vorbi chiar și cu noi înșine. Gehazi, la un moment dat, a vorbit cu el însuși și și-a făcut un plan și nu și-a imaginat că datorită vorbelor lui, datorită a ceea ce a vorbit cu el însuși, Lepra lui Naaman avea să se strămute pe pielea lui. Doi împărați, capitolul 5, versul 20, haideți să citim. Gehazi, slujitorul Elisei, omul lui Dumnezeu a zis în sine, Iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela, Naaman, și n-a primit din mâna lui ce adusese dusese. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Versetul 27 din capitolul 5 Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna și Gehazi a ieșit înaintea lui Elisei plin de lepră, alb ca zăpada. Vedeți, o conversație foarte greșită a lui Gehazi cu el însuși. Spune în Matei, capitolul 12, versetul 37, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Un al treilea lucru, atunci când ne trezim că luptăm pe fronturi străine, trebuie să. să nu ne trezim să luptăm pe fronturi străine, trebuie să mai avem grijă și la ascultare. De cine ascultăm, de la cine primim sfaturi, ce prieteni avem, cu care ne sfătuim, cu care umblăm. Grijă mare de cine ascultăm. Spune Psalmul 1 cu versetul 1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori ne ferim noi. Poate că, nu știu, se strâng vecinii pe bancă, la bloc și încep să vorbească vrute și nevrute și noi stăm acolo lângă ei și ascultăm și noi și mai intrăm și noi în vorbele lor. Vă sună cunoscut? Dacă facem lucrul acesta, trebuie să ne pocăim de îndată. Sau în mijlocul colegilor, cei care lucrăm, putem foarte bine să stăm acolo ca și fiind nevinovați, spunând că, da, eu nu zic nimic, nu o să mă afecteze. S-ar prea putea ca vorbele lor, dacă stăm acolo, cumva să intrăm în mediul lor, să fim cumva acceptați, să ar putea ca aceste lucruri pe care ei le fac să ne afecteze și să ajungem și noi la un moment dat să le facem, fără să ne dăm seama. De aceea Domnul să ne ajute să fim atenți la ce ascultăm. Roboam, un exemplu din cuvântul lui Dumnezeu, iarăși, Roboam a ales să fie sfătuit de oameni neînțelepți. Din cauza aceasta el a ajuns să domnească doar peste cei ce locuiau în cetățile lui Iuda. Pe lângă acesta și-a trimis la un moment dat slujitorul, robul, mai marele peste biruri, care a fost ucis de cei cărora Roboam ales să le vorbească aspru. Un împărați, capitolul 12 cu 8, dar Roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el și care erau în prejurul lui. Versetul 12, 13, împăratul a răspuns aspru poporului, a lăsat sfatul pe care îl dăduseră bătrânii. Doamne, dă-ne înțelepciune să știm ce oameni să lăsăm în jurul nostru, să știm pe cine să ascultăm, să știm de la cine să cerem sfaturi, la cine să mergem, pentru că nu toți vor fi bine intenționați. Nu spune o zicală din popor că omul își face cu mâna lui bățul cu care mai apoi este lovit. Doamne, binecuvintează-ne tu, ajută-ne să trăim așa cum este scris în Romani, capitolul 12, cu versetul 18, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Ca să facem lucrul acesta, trebuie să fim atenți la ascultare, să fim atenți la unde ne ducem pașii, trebuie să fim Atenți la ceea ce vorbim, pentru a avea pace cu cei din jurul nostru, pentru că de la astfel de lucruri putem să ne facem viața mai grea decât am putea să o avem. Să știți că atunci când luptăm pe fronturi străine, se prea poate să vină în viața noastră consecințe, consecințele nevegherii consecințele luptelor pe fronturi străine. Una dintre ele este mânia și judecata lui Dumnezeu. Proverbe 24 cu 12 Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce vechează asupra sufletului tău și nu va răsplăti el fiecarea după faptele lui? Mi-aduc aminte, acum mulți ani, nu știu exact să vă zic, a fost o conferință de tineret la, la cinematograful Dacia, invitat a fost fratele Emi Fedur și la un moment dat zicea că, că noi ca și oameni ne uităm la cei răi care poate spune în sine noastră că ar trebui pedepsit, că ar trebui nici să nu mai existe la cât rău face, la cât de, la cât de multe lucruri nedrepte face și spunea fratele Mifedur că acei oameni cumva sunt păstrați pentru judecata care va veni la final. Și să ne bucurăm atunci noi când vom fi atinși de nuia lui Dumnezeu, să ne bucurăm că Dumnezeu are milă de noi și ne pedepsește aici din când în când, ne mai dă cu nuiaua ca să ne îndreptăm pașii, ca să mergem din nou pe. Calea aceea dreaptă și strâmtă, și că nu ne lasă în pornirea minții noastre păcătoase. Și de atunci, lucrul ăsta, când mă gândesc la oameni și mă uit, chiar îmi spun, Doamne, ai milă și de ei, și noi lăsați să se piardă, și așa ar trebui să facem și noi. Matei 12 cu 36 Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care, pe care îl vor fi rostit. Vom fi judecați. Dacă ne-am gândit fiecare dintre noi la acest aspect, orice cuvânt, vă dați seama, orice cuvânt, vom sta în fața lui Dumnezeu și vom vedea fiecare cuvânt, fiecare faptă, fiecare lucru pe care l-am făcut în viața aceasta și vom da socoteală de ele. Cred că am trăit cu toții altfel și am fi mult, mult mai vegheatori și poate ne-am mușcat limba de mult mai multe ori într-o zi. Pe lângă mânia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu, poate să intervină și mânia oamenilor. Ne putem face dușmani datorită faptului că luptăm pe frontul străine, putem să avem bat jocuri din partea oamenilor. Iacov și Esau. Iacov și l-a făcut dușman pe propriul său frate. Datorită faptului că a vrut să aibă parte de dreptul de întâi născut. Salmul 35, versetul 15. Dar când mă clat în eu, ei se bucură și se strâng, se strâng fără știrea mea ca să mă bat jocorească și mă sfâșie neîncetat. O altă consecință a nevegherii, sau să-i spune mai bine, una dintre altele consecințe, pentru că sunt mult mai multe, eu doar amintesc câteva aici, pierderea credibilității pierderea credibilității. Exemplu, Haman și-a pierdut credibilitatea înaintea împăratului și a ajuns în cele din urmă el să fie spânzurat. A avut planuri rele, s-a folosit de tot felul de lucruri, de minciună, de răutate, dar nu i-a reușit. Pentru că a fost o esteră și un mardoheu care au stat înaintea lui Dumnezeu. Și astfel, acest om rău a plătit ceea ce trebuia să plătească. Și zic ca Dumnezeu să ne ferească de consecința morții spirituale și a pierderii mântuirii. Acesta este cea mai gravă consecință a nevegherii, a faptului că alegem să luptăm pe fronturi străine. Proverbe 19 cu versetul 16 Cine păzește porunca își păzește sufletul, cine nu veghează asupra căii sale va muri. Doamne, ajută-ne să vecheam! mai ales în vremurile acestea, când atâtea lucruri, atâtea lucruri din jurul nostru ne pot face, cum am spus, să ducem lupte care nu sunt ale noastre. Mai spune Eclesiastul 11, versetul 9, Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Bineînțeles, vreau să aduc înaintea noastră și beneficiile vegherii. Atunci când nu luptăm pe frontul străine, când alegem să luptăm doar atunci unde Dumnezeu ne trimite și doar luptele care El le îngăduie în viața noastră și le trimite, poate ca să ne întărească, ca să ne facă aur curat, poate ca să ne facă să fim mai răbdători, mai înțelepți. Avem și beneficii. Unul dintre ele este faptul că Dumnezeu va apăra întotdeauna pe cei nevinovați, pe cei care știu să stea în ascultare și care. Luptă doar atunci când Dumnezeu le cere. Versetul 7 din acest psalm, vedem cum Dumnezeu intervine în cazul lui David, dar Dumnezeu aruncă săgeți împotriva lor, deodată iată-i loviți. David a așteptat. A așteptat ca Dumnezeu să intervină. Nu și-a căutat el singur dreptatea, deși putea să o facă. A lăsat pe Dumnezeu să intervină el. El a alergat la umbra aripilor sale și s-a bucurat de izbăvirea dată de el. Un alt beneficiu este faptul că cei ce ne vor dori răul vor fi dați de rușine. Cei ce ne vor răul vor fi dați la un moment dat de rușine dacă nu se pocăiesc. Versetul 8 Limba lor le-a pricinuit căderea și toți cei ce-i văd clatină din cap. Un alt beneficiu, dacă stăm în ascultare de Domnul și suntem veiatori, este faptul că atunci când ieșim din încercări biruitori, putem fi o mărturie pentru cei din jurul nostru. Versetul 9 din acest psalm 64 Toți oamenii sunt cuprinși de frică și mărturisesc. Iată ce a făcut Dumnezeu și recunosc că aceasta este lucrarea Lui slăvit să-i fie numele. Binecuvântat să fie Domnul! Și iarăși un lucru foarte frumos, un beneficiu pe care îmi doresc să-l avem fiecare dintre noi este faptul că ne vom, put ne vom putea păstra bucuria și fericirea. Atunci când renunțăm să ne facem noi dreptate, atunci când renunțăm să apelăm la tot felul de lucruri ca să nu știu, să facem celui, celuilalt fratelui nostru ceea ce El ne-a făcut și să nu împlinim cuvântul lui Dumnezeu, să nu ascultăm de ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îl lăsăm pe Dumnezeu, vom fi fericiți și bucuroși, cum și David ne arată în versetul 10, că a fost, spune, Cel neprihănit se bucură în Domnul și, el ca, și în El își caută scăparea toți cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiți. Vreți lucrul acesta? Domnul să ne ajute pe fiecare în parte, să ne ajute pe toți ca de azi înainte, să fim înțelepți, să fim mult mai vechiatori, mult mai precauți, să nu ajungem să luptăm acolo unde nu ar trebui să luptăm ci să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și să i cerem lui putere ca atunci când încercarea când o luptă va veni în viața noastră să putem să ieșim tot timpul mai mult decât biruitori și să ne ajute Dumnezeu să nu avem parte de consecințele nevegherii ci să avem parte doar de beneficiile ascultării și vegherii. Și cu siguranță că făcând lucrul acesta vom putea ajunge la destinație, vom putea ajunge acolo unde cred că fiecare dintre noi ne dorim să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Parcă în vremurile acestea mă tot uit la mulți dintre noi, uneori trebuie să recunosc că și pe mine mă mai Mă mai, mai greșesc și mă uit cu îngrijorare la tot ce se întâmplă și vreau să vă spun că nu trebuie să facem lucrul acesta, ci din potrivă să spunem Maranata, și Domnul nostru vine. Văzând tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, înseamnă că vremurile sunt foarte aproape și în curând îl, vor, îl vom vedea în slavă pe Domnul. Și zic ca... Domnul să ne facă pe fiecare în parte să putem auzi strigarea lui și să ne înălțăm la cer împreună cu el. Amin! Iubiții mei, vă invit să ne ridicăm în picioare.